De ce ni se scumpește mereu pâinea și de ce continuăm să fim atât de săraci cu atâta greu în țară? Pentru că îmbogățim mafia cerealelor, care fură în fiecare an 4 miliarde de euro. Vânzări la negru, acte falsificate, importuri fictive. Așa operează această rețea de evazioniști pe care, ciudat, nu oprește nimeni. Reporterii în premieră au plecat pe urmele mafiei cerealelor. Iată ce au descoperit. E iulie și în insula Marea Brăilei se muncește de zor. E cel mai frumos moment al anului. Se recoltează grâul. Din câmp și până la brutăria din colț, drumul pâinii noastre ar trebui să fie simplu. Doar că în România nimic nu e simplu. Noi stăm, curge sudoarea pe noi aici, adică să facem producția asta de 3 jumate sau 4 tone care o facem noi aici. Și ăla care o primește, ăla care îți dă 2 bani, stă la plajă acolo cu femei, cu ceașca de cafea. O știu fermierii, o știu și autoritățile și e acceptată ca fatalitate. În România, după recoltă, grâul trece prin atâtea mâini și face atâtea drumuri întortocheate și ilegale, încât pâinea caldă de la brutăria din colț ajunge să fie cel mai furat și mai murdar produs din țară, rezultatul unei hoții de 4 miliarde de euro pe an. Pe timpul Ceaușescu spunea că să minte, dar acum ce dracu să faci? Acum să fur mai rău. Recoltă? Noi o facem. O vedeți, nu? Cu chinul ăsta care îl facem, v-am zis, bagă îngrășăminte, bagă motorina cum s-a scumpit, o ducem la și îți dă 5 bani și câțiva lei acolo, pe kilogram. Nea Marin e muncitor la Nicolae Gropăneanu, un fermier care are în arendă 200 de hectare de teren pe care le cultivă cu grâu. După un an de muncă și împrumuturi, Gropăneanu e pus în fața unei dileme, să lase grâul să putrezească pe câmp sau să-l vândă repede la samsari. El și mai toți micii fermieri de la noi aleg a doua variantă și dau grâul la prima mână la un preț de nimic. Este un preț impus. Noi ne conformăm, nu avem nicio putere. De exemplu, eu personal nu am magazin mari să pot să-l depozitez. Și îl dăm cât ne oferă dânși. Anul trecut la recoltat l-am dat cu 4.000 kg. După ce am terminat recoltatul, grâul s-a scumpit, s-a dublat. Specula și evaziunea încep deci chiar de pe câmp. Mafia cerealelor își trimite samsarii pe teren încă din timpul recoltei. Sistemul operează în două moduri. În unele zone, samsarii pândesc la propriu momentul în care se recoltează primul bob de grâu și cumpără întreaga recoltă direct din combină, plătind-o pe loc, cash, la prețuri derizorii și fără factură. În alte zone s-au înființat centre de achiziții, controlate de samsari. Peste Dunăre, la Ostrov, acolo unde își duc grâul Nicolae Gropăneanu și Nea Marin, factura nu e obligatorie. Ți-a codul numeric personal, cantitatea cât ai avut, îți dă banuțul, dacă ceri, eu știu, chitanță, factură, îți dă, dacă nu. În fiecare an, samsarii înființează noi firme care dispar imediat după recoltat. Legea e suspect de generoasă cu ei. Comercianții își vând unul altuia societățile pline de datorii și ne pomenim de multe ori ca lanțul final al structurii evazioniste să se regăsească în nu știu care cioban de pe la țară, care apare cu 5, 6, 10 societăți, nici nu știe că le-a avut vreodată. Prin urmare, chiar dacă ar vrea să se plângă autorităților, fermierii n-ar ști spre cine să arate cu degetul. Îmi spuneați că nici nu știți bine cum se numesc firmele care... Da, exact. Ați văzut vreun control aici, în centru, de exemplu? Nu am văzut pe nimeni absolut niciodată. La centrul de achiziții din Ostrov, la fiecare jumătate de oră, un tractor cu câte o remorcă plină de grâu urcă pe cântar. Ne-am dat și noi drept producători și am încercat să vindem câteva sute de tone de grâu. La negru, pe principiul, toată lumea câștigă. Spuneți-mi la ce preț la negru? 6. Cu factură sau fără? Și factură și fără. Nu vă dați și numărul și am prins la partea bine. Îl sunăm deci pe Adrian Stănei, omul care deține afacerea din Ostrov. Domnul Stănei? Da. Am și eu niște grâu de vânzare și vreau să-l aduc aici la dumneavoastră. Din 250 de tone putem să punem 150 fără factură? Vă rog frumos, faceți o cutelă cu doamna acolo și nu mai încerc mie lucrurile la telefon, da? Din punctul meu de vedere nu e nicio problemă. Okay. Nu e nicio problemă. Da, faceți o cutelă acolo și faceți Mulțumesc. Mulțumesc. Potrivit procurorilor, Adrian Stănei ar fi un pion important într-una dintre cele mai active rețele mafiote din tranzacțiile cu grâu românesc. Deține o firmă mare în Constanța, care adună cereale de la samsari și le vinde în port companiilor multinaționale care activează în România. L-am căutat să-l întrebăm de ce face tranzacții la negru. În fața camerei, Adrian Stănei e lovit de amnezie.
Asta e glumă. Păi e imposibil, nu e glumă, pentru că eu chiar am vorbit și cu dumneavoastră la telefon și mi-a spus că e ok să negociez cu doamna. Nu discutați cu doamna în sensul că privește documentele necesare. Nu, nici păi de cum mi-ați spus ca să nu discutăm la telefon chestiuni legate de factură păi, sau nu. Dar înțelegeți că eu eram într-o discuție. La voastră faceți achiziții la negru da, sau nu? La negru nu există. Adrian Stănei are deja mai multe dosare de evaziune fiscală pe tranzacții cu grâu și apare într-o anchetă lansată de procurorii DICOT pe teme de criminalitate organizată. Cu toate acestea, garda financiară îl ocolește. Ați făcut verificări acolo? Anul acesta nu, încă. Faceți controle la Ostrov? Categoric, toate aceste puncte vor fi prinse, încă o dată vă repet acest lucru, toate aceste controle vor fi prinse fără discuție. Sunt doar promisiuni deșarte însă. În momentul realizării acestui material, recolta era deja în drum spre portul Constanța. Ceea ce înseamnă că samsarii și-au încheiat treaba. Au cumpărat grâul și au reușit să-l vândă mai departe nestingheriți. În magaziile firmelor fantomă nu va fi niciun bob la sosirea gărzii financiare. Și chiar dacă ar fi, spun procurorii care investigează fraudele din domeniu, tot degeaba. În condițiile în care orice comerciant își generează facturile pe propriul calculator, se poate întâmpla oricând, descoperi un camion, să spunem, cu cereale, fără acte și după 3 ore apare cu ele generate. În plus, inspectorii gărzii nu au prea multe lan atunci când vine vorba de mafia grâului. Garda financiară își face treaba? Eu aș fi fericit să fie mai riguroși. O altă firmă de samsari funcționează nestingherită la doar câțiva kilometri de biroul gărzii financiare din Tulcea. Samsar șef, nevasta primarului din comuna Dăieni în persoană. S-o găsești, nu e foarte greu. Unde e centru de cereale, unde adună domn primar? Este dispensarul, e o firmă dispensarului și intrare în spatele dispensarului. Și e o firmă de-a primarului sau cum? Da. Urmărim un camion cu grâu și găsim repede firma din spatele dispensarului. Da. Avem și noi niște grâu de vânzare, sunt interesat la ce preț aveți dumneavoastră. 1,5? 5,5, da. Dar fără factură. Nu trebuie să vorbim. Vrem să ieși și băgăm în bagru. Perfect. Și, pentru că e generoasă, se oferă să ne pună în legătură cu un comerciant din Constanța care ne poate da un preț mai bun pe grâu la următoarea tranșă. Vreau să-l dau, mă interesează ce preț ai și dacă trebuie neapărat să tai factură. Nu neapărat, 5.500. Și transportul cât costă? E al meu, transportul e al meu, nu te interesează pe tine. Ți-am dat balaporul, am încărcat, ți-am plătit. Am plecat să aducem grâul și am revenit în 10 minute cu camera de filmat. Cineva își făcuse datoria să o anunțe și soția primarului tocmai se pregătea să plece. Doamna Steluță, am fost mai devreme la dumneavoastră. Da, numai că oricum n-aveți nicio... n-am ce să discut. Eu am marfa mea, eu am PTA, am 6... Dar cumpărați și de la oameni, asta e ideea. Păi ați vrut să cumpărați de la noi. Nu, deci nu am vrut să cumpăr, nu eu achiziționez, eu v-am făcut un favor dându-vă pe cineva să vă achiziționez marfa. Favor fără factură. Primarul din Dăieni nu a acceptat să comenteze incidentul, însă a încercat să ne convingă că a greși e omenește. Dumneavoastră, cer scuze dacă a greșit. Pentru cele 500 de tone pe care le-am fi vândut la Dăieni, am fi obținut peste 60.000 de euro cu banii jos. Grâul ar fi ajuns apoi în portul Constanța, unde transportatorul ar fi urmat să se ocupe de falsificarea actelor înainte ca marfa să fie vândută din nou. De această dată la preț dublu, adică 120.000 de euro, pentru că mafia are și ea bursa ei de prețuri. Cu câteva zile înainte de începerea campaniei de recoltare, cei mai mari comercianți din țară s-au pus de acord într-o ședință secretă la Constanța cu privire la politica cumpărărilor de cereale. 50% a scăzut prețul în câteva zile. Despre ședința secretă s-a știut la București, dar, spun oficialii noștri, s-a rezolvat. Vă înșelați. Întâlnirea aceea a fost descoperită din timp și anihilată. Marcel Cucu știe însă bine că asigurările de la București n-au valoare în teren. Noi suntem un pion pe care îl mută comercianții unde vor și când vor. Anul trecut, de exemplu, eu personal am vândut grâu cu 3.800-4.000. Ei l-au cumpărat și în final l-au vândut și cu 12.000. Marcel Cucu este un fermier cunoscut în Brăila. A ajuns suficient de mare ca anul acesta să nu se mai lase jecmănit de samsari. Și-a făcut o magazie și își va ține recolta acolo până când va crește prețul. De când e fermier, a aflat toate jocurile murdare care se fac din speculă și evaziune fiscală. Unul dintre cele mai profitabile trucuri ale mafiei este să declare grâul ca fiind furajer. Zice că ăsta este grâu furajer. Ia uitați-vă dumneavoastră, sunt boabe foarte grele. Uitați-vă cum curge.
Declarând grâul ca furajer, mafia dă două lovituri. Mai întâi, cumpără pe nimic de la fermier pe care îl convinge că n-are marfă bună. Apoi, exportă grâul unor complici în țări vecine, modifică actele și îl importă la loc ca fiind grâu de panificație. Câștigă enorm din diferența de preț și returnarea de TVA. Povestea se repetă în diverse variante de 20 de ani, dar evaziunea a înflorit din 2007, când s-au liberalizat tranzacțiile din Uniunea Europeană. Așa se face că în fiecare an noi plătim pâinea tot mai scump, iar în bilanțurile oficiale figurăm ca mari importatori de grâne. Pentru orice guvern al României, pentru orice oficial, e o rușine. Mare rușine. Cum să import 70% din produsele alimentare când România, noi putem face hrană pentru de 4-5 ori populația României. În 2010, de exemplu, România a produs 5,8 milioane de tone de grâne, din care am exportat aproape jumătate. Spre sfârșitul anului, cu hambarele goale, am importat la preț dublu 1 milion de tone de grâu. De multe ori a fost chiar grâul nostru, exportat în toamnă în Ungaria și Bulgaria. Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, încurajează exporturile, dar nu pare să aibă habar ce tranzacții face mafia pe buzunarul nostru. Și ce, nu e bine să fie exportatori? Pentru România e bine și pentru producătorii români. Dar știați de acest mecanism că exportăm grâu pe care îl importăm ulterior, de multe ori chiar la Ungaria? Nu am toate datele. Repet încă o dată, este treaba altuia, nu este a mea. Numai că alții nu-și fac treaba și băieții deștepți prosperă din evaziune fiscală. Cel mai mare agricultor al țării, deputatul Culiță Tărâță, deține 56.000 de hectare în insula Marea Brăilei. A învățat repede cum se scot bani negri din agricultură. O recunoaște, șocant de direct, chiar președintele Asociației Exportatorilor din România. El e cel mai mare defaulter, cum spuneam noi. Nu vă spun că a încercat să acopere cu documente de forță majoră, adică a aranjat la Brăila Camera de Comerț să-i dea documente prin care îi spune pe tarlaua cu tare mi-a fost distrusă recolta. Se pare că, de fapt, firma TCE Trei Brazi a deputatului Tărâță a vândut și revândut la negru grâul de pe terenul așa zis calamitat, până când i s-a pierdut urma. În final, recolta a ajuns, cred procurorii, la o firmă administrată de Leontin Suciu, care este și reprezentant al companiei gigant din Elveția, Glencore International. O inginerie financiară care a sărăcit România cu 3,4 milioane de euro și a îmbogățit pe băieții deștepți cu tot atât. Culiță Tărâță ne trimite la plimbare. Bună ziua, domnul Culiță Tărâță? Da. Romana Puiuleț de la Antena 3, emisiunea în premieră. Am găsit un dosar unde spune că SECE 3 Braz a declarat calamitate în 2009 nejustificat o parte din producție de acolo, o parte din hectare. Dacă declarați să se ia măsurile care îi trebuie, n-ați sunteți presă să faceți săpături, să vedeți ce declarați. Și că, de fapt, din 20.000 de hectare ați fi vândut marfa către niște firme și ar fi ajuns dați-i în final... Dați-i bătăi, bonșoară, dați-i bătăi, dă-i bătăi, că-i descoperit America. Nu doriți să ne întâlnim? Evaziunea fiscală, pierderile imense la buget, lipsa de interes sau chiar complicitatea unor instituții ale statului ajung inevitabil să se reflecte direct în prețul pâinii. Câți interpuși sunt între dumneavoastră ca producător și destinatarul final? Depinde de ghișeft. Uneori sunt 5, uneori sunt 10. Niciodată n-am putut să vând direct unui procesator. Întotdeauna am vândut printr-o altă firmă, printr-un comerciant. Că e Comcereal, că este... Ameropa, că de ce altceva? Pentru că n-am putut. De ce? Chiar așa, de ce? Și eu mă întreb, deși m-am străduit, n-am putut. Nici Mircea Dobre nu l-a întâlnit vreodată pe Gheorghe Zamfir. Nu ar avea cum. Unitățile de producție, din păcate, nu au fonduri disponibile la un nivel corespunzător să poată să-ți facă stocuri de grâu de la recoltat. Noi cumpărăm de la cei care au stocat grâu de la intermediari. De 20 de ani, de când e producător de pâine, Mircea Dobre a ajuns la epuizare. În domeniul panificației este o evaziune fiscală destul de mare. Ne lovim de o parte dintre comercianți care nu ne acceptă să livrăm afa cu factura. De aceea noi nu putem. Așa stând lucrurile, a ajuns acum să se teamă de faliment și să regrete că a intrat într-o astfel de afacere. Efectiv ne chinuim. Nu suntem în niciun fel protejați. Vreau ca organele statului să aplice legea. Atât, nimic altceva. Legea se aplică, doar că nu e o lege a statului. Marile firme internaționale care fac legea, ca să spun așa, în țară, ei dictează prețul, ei achiziționează majoritatea cantităților de grâu de pe piață.
Între 2000 și 2009, prețul pâinii s-a dublat, iar între 2009 și 2011 a mai crescut cu 25% din cauza acestor mari firme. Ele sunt produsul unui sistem putred, care dospește sub privirile tuturor celor care s-au perindat la guvernare până acum. Cine sunt acești comercianți giganti care câștigă miliarde de euro ilegal? Cum scot ei grâul românesc din țară și cum ne fură pe toți? Aflați săptămâna viitoare în premieră.